Sfântul Tatăl, repede se reduce la asta. Asta tot există. Bun. Așa. Deci, eu trebuie să arăt că aceste unghiuri, trei unghiuri sunt congruente și o să începem prin, din ce se vise doar ipoteză. Ce au să vedem? Că O A e congruent cu O B. O A cu O B, da, vedeți aia da. O A congruent cu O B. Din ipoteză. Da, din ipoteză. Că O C, A C este cu B D. Da, da, A C nu intră. Da, nu intră A C. Atenție, Daria, trebuie să urmărești da. Unghiuri. În triunghiul care l-ați făcut cu galben, intră. Care? Avem BOC. Da. Păi dăm în triunghiul BOC, zi-mi și mie. BOC. Păi da, BOC și AC-ul. Păi cum? Păi uite-l! Păi AC-ul e o latură a triunghiului BOC? Păi da, nu vezi ce spune nici că AC e congruent cu asta văd, dar AC-ul este latura a triunghiului BOC? Păi... Uite la figură. Da! Da? Nu este. Atenție, de-aia poți să urmărești figura. Ea intră, unde intră AC-ul? Completează pe cine? În care triunghi AC? În triunghiul OBC, da? În triunghiul OBC. Dar nu-i toată la e compusă din cine? Din acest OC. Acest OC se compune din OA plus AC. Atenție! De-aia zice, mama, urmărește deci, figura. Tu ai așa deodată, că OA cu OB, de acord. Cele două triunghiuri, triunghiul ăsta, Daria, și cu celălalt așa văzut, au pe OA cu OB, deci o latură, o latură. Da. Ce mai dar acum ar trebui să fie latura cealaltă, care cine latura? Păi și atunci de ce o luăm numai pe OA? Că doar de ce păi vedeți să nu înțelege, domn profesor, arătați-mi un pic triunghiul, că nu vede figura. Atunci hai să facem facem altă. Foarte bine nu vezi, stai jos. Eu am pe OA, de ce nu am și pe OC? Stai jos un pic ca să-ți arăt mama. De OC din start. Nu, ascultă ba, puțin da. Ca să vezi. Uite, dacă ai răbdare. Da, noi îți explicăm. Uite, eu am fel și ați șurez pe ăsta. Ați fac distinctizare. Exact. Acum să vede mai bine. Asta e un triunghi. OA de. Triunghiul OAD are ca elemente care sunt latura triunghiului OAD. OB. O. Nu. OAD. OAD. Care sunt laturile? OA. OD. OA. Și D. Și D. A. A. Deci, încă o dată, triunghiul OAD are. A, triunghiul A. AOD. A, eu nu crezi că era AOD. Triunghiul O, A, D, O, A, O, D, și O, și O, B, și D, A. Și D, A. Și ce unghiuri are el? Are unghiurile C, nu, A, O, nu stați, O, A, B. Haideți să le scriem așa, că de-aia mea nu vede. Da. D, O, D, O, A. Care sunt laturile lui D, O, A, David? D, O. D, O. D, O. Care mai sunt? O A și D A. Și D A. Triunghiul ălaltu. B, O, C. B, O, C. Are. Ce laturi are? B, O. B, O, da. O, C. O, C. Și mai ce are? O, A. Ce? Și B, C. Și B, C. Atenție. Laturile mele. Și acum noi am luat O A. Uite, am luat O A cu O B de la asta la altă. B am scris, Daria. Fii atent la ce spun, că e important pentru mine să înțelegi. Deci, și noi am luat acum, uite, OA dată de autor cu OB. Deci OA de la triunghiul ăsta cu OB de la triunghiul celălalt. Ia să vedem acum ce mai iau ca să ne putem lega de un caz de congruență. Putem altă latură. Putem să luăm pe DA, măi, e cam să mă termin acum. Din cele trei laturi, deci am luat o latură OA cu BO de care știm sigur, dar avem o ipoteză. O altă latură mai putem gândi de aici. Hai să vedem pe DA cu DA. DA. DA cu BC. DA cu BC. Nu se dă. Deci nu se dă, nu știm. Deci pe ăsta DA, DA asta și cu BC, care poate să se pare că vor fi egale și cu BC, nu am ce face. Cine ne-a mai rămas? OC și OD. Hai să muncim să vedem dacă OC și OD vor fi egale. Când trebuie neapărat. De ce? Pentru din cine se compune OC? Hai să vedem OC din OC cine se compune din O,
Orice. Este egală cu cine? Egală cu? O A. Deci orice, hai să zic așa, fără să o mai folosesc așa. Deci orice egal cu O. A. A. Plus A ce? Plus A ce? Dar o, dar cealaltă? O D. O D. O D e O B plus... O D, Daria. Să o vedem pe Daria. O D este egală cu... Uite pe figură. O D. Cum să nu vezi? O D. Așa. O D, cu cine e egală? Cu O B. Cu O B plus? Așa. O B plus B, D. Oare sunt astea congruente O C cu O D? Noi ce avem odată în ipoteză? Uite de tare, avem da. Cu O A e cât O B. Deci da. Spunem asta e cât asta. O dată. Și mai avem? Ceva. Că ce... A, ce de, 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 de aici folosim asta, Daria, vezi? Extraordinar. Acum, cum se lipește problema? Și asta e cât asta. Și atunci, dacă avem așa, hai să le știm. Știm. Că asta nu știm, nu știam că sunt egal, dar noi știm ce? Că O A egal cu O B. Că A C egal cu B D. Și atunci din astea două, ce rezultă, din astea două și adunarea lor membru cu membru va fi, adică cât va fi membru cu membru. Ce rezultă, Dani? Că și O C egal cu... Hai să scrim O A plus A C egal cu O B plus BD. Și asta înseamnă cine este asta? O A plus AC. Păi înseamnă... Uita pe figură. O A plus AC e OC. Ești acolo, este OC. Egal cu O B plus BD, uita pe figură. Cine este Daria? OD. O B plus BD. Cine este? OD. Și uite cum am descoperit până acum sunt foarte, foarte încântat că am această egalitate că în clipa asta, la cele două triunghiuri pe care le-am luat în discuție, am O A cu O B, mai am și O C egal cu O D, adaug. Deci la triunghiurile A, O, D și triunghiul B, O, C. B, da? B, O, C. B, O, C, da. Ele au O A cu O B din ipoteză. Dar B, O, C nu erau? Triunghiul am luat în total acum. Atenție, deci triunghiul ne luăm de, nu numai de un singur unghi, ci din triunghiul în totalitate, cu unghiul. O A e congruent cu O B. Că O C. O C, descoperit de noi, muncit. O C. Asta a fost din ipoteză, da? Da, da. O C e cât? O D. O D. Demonstrat, muncit. Da. Am muncit noi pentru asta. Și? Și ce mai au cele două? Cine mai trebuie, da? Cine mai trebuie? Două laturi. Unghiul dintre cele două laturi. Da? Unghiul dintre cele două laturi. Adică dintre... Unghiul dintre unghiul ăsta, da, vede. Adică BOC. Care e unghiul ăsta? Între unghiul AOB. În AOD. În AOD. Care e unghiul dintre laturi? Asta de aici, s-o dat. De o A. El îl văd odată și în triunghiul ăsta, în D, O, A. Și în triunghiul acela, e un comun. Așa. Și dacă e comun, înseamnă că e egal. Este același unghi. Este același unghi. Deci vă spune că unghiul acum, B, O, C. C, egal cu unghiul. Unghiul B, O, C. Măsura lui B, O, C. Egal cu măsura lui... Lui D. Lui D, O, A. D, O, A. Trebuie să măresc un triunghi. Da. Dar să nu puteam simul meu și pe primul tău și amă că sunt opusiavări. B, M, D. Congruent cu A, M, D. Congruent cu A, M, C. Da, unde mă folosești mie asta? Intră în triunghiul, în triunghiile despre care noi discutăm? Da. Nu. B, M, D. Unghiul B, M, D ăsta de aici. Intră în triunghiul mare. Da. E vârful a unui din triunghiuri de astea? Da. Care sunt vârfurile atunci? A lui O, D, A. Care sunt vârfurile triunghiului O, D, A? O, O, D, A. De pe el am luat, nu în discuții. Care sunt vârfurile unghiului? Triunghiurile acestea. A, O, D și
A, O, D, e 1, da. O, A, da. O, D. Da, O, D, A. De ce mai zis, faceți-l așa, domn profesor. Da, așa, asta pe care. Ăla, da. Și D, A, O. Și D, A, O, ce caută tu acolo? Are vreo treabă cu M? De-aia zic, urmărește figura și triunghiului despre care vorbim. Desemnat, ne gândim la unghiurile triunghiului respectiv. Deci, în momentul în care luăm triunghiurile, avem în minte cele trei laturi ale triunghiului și unghiurile lor. Și de-aia urmărim triunghiurile și laturile lor. Deci nu vă fugim la altceva, că am plecat. Am mai văzut acolo două unghiuri. La fel cu triunghiul B-O-C. Care sunt unghiurile lui B-O-C? Unghiurile lui B-O-C? Păi sunt C-O-B. C-O-B, da. B-O-C. A, bine. Nu, e același lucru. O-B-C. O-B-C. Și B și O-C-B. O-C-B. Deci astea sunt laturile și unghiurile. Și noi când luăm trei din ele, adică din cele șase, trei la 1 și trei la 1, două laturi le-am găsit. Adică o latură la 1 cu o latură la 1. O latură la celălalt. Deci două laturi și unghiuri acum acolo. Obligatoriu dintre ele. Neapărat unghiuri dintre ele. Deci, Davide, vezi semnul de întrebare asta? Da. Adică asta așa. Asta e cât asta. O dată. Da? O B cu oaie, dar de autor. Dar și toată asta, dar și toată latura asta am arătat noi. O-D. Cu toată asta altă... O-C. O-C. Și, vedeți, O-D intră în triunghiul O-D-A, iar O-C intră în celălalt triunghi, O-B-C. Deși parcă se suprapun, una e mai lungă și una e mai asta, ele văzute sunt laturi în fiecare, sunt laturi în celălalt triunghi. Cum să zic? Da. În triunghi diferite. Exact. Și atunci, în clipa în care am luat spre analiză cele două triunghiuri, am constatat că au pe asta micuță cu asta micuță. De-aia trebuie să urmăriți triunghiurile. Luate în discuție. Asta din celălalt triunghi. O A. Apoi mai au pe OD din triunghiul OAD și OC din triunghiul OBC. Și fiindcă au o latură cu o latură, cealaltă latură cu latura cealaltă din triunghiul celălalt și au unghiul dintre laturile acestea. Unghiul acesta este esențial dintre cele două laturi. Mai precis, dacă aș fi avut două triunghiuri. Uite, Davide, triunghiul ăsta și da, cu tine, Daria, și cu triunghiul ăsta, dacă ar fost de-o parte, fi fost mult mai ușor să vorbiți. Adică, cele două triunghiuri luate așa, au latura asta de aici, uite cum ar fi la noi O, B și O, B, C. Și din coace O, D-ul aici și au aici, parcă nu? Da, da. Așa. Ele au O, B, cu O. Cu O. Da, corect. Se vede și pe figura asta mai bine, da. Se vede. O, B cu O. Au O, C, cu O, D. Cu O, D. Cu O, D, că am demonstrat noi. Am arătat. Am încet. Și B, C, cu O, D. Nu! Nu știu. Asta n-avem. Nu știm. Dar unde dintre cele două? Nu ne ieșe de asta. Dar ne mai dă autorul și eu unghiul ăsta de... Nu ne dă autorul, dar e comun. Vedem noi că unghiul ăsta, B, O, C, cu A, O, D. Cu A, O, D, adică unghiul ăsta, X, cum a fost, X, O, Y, cum a fost dat, este și într-un triunghi, și în triunghiul ăsta cu galben și în triunghiul celălalt. Să încheie un comun. Și comun. Este un comun. Gata. Și atunci suntem clar că triunghiul, având aceste elemente, latură, 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 latură și unghiul dintre ele, suntem în cazul latură, unghi, latură. Suficient de elemente. Unghi, latură. Suficient pentru a spune că triunghiile sunt congruente. Și dacă sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Și celelalte de care nu știam nimic. Adică, în clipa asta, trag concluzia Davide și cu Daria de aici. Deci de aici reiese că ce lucru pot să scam cu ăsta? Că triunghiile luate în discuție, ăla două, deci triunghiul
A, O, D. Și B, O, C. Este congruent, acum pot să spun, da, cu triunghiul B, O, C. Și fiind congruente și celelalte elemente. Adică sunt încă trei. Da, încă trei, că doar trei le-am luat în discuție. Adică cine va fi? B, C. De aici rezultă că B, C. Este congruent cu AD. Cu AD. Și că încă... Celălalt de unghiul care, unghiul este care n-am discutat. Unghiul A. Acum sunt congruent cu congruența de unghiul. Din congruență și celelalte elemente sunt congruente. Da. Adică va rezulta cu unghiul O, B, ce? C. Congruent cu unghiul O, o A, D. Și tot așa de bine unghiul O, C, B. Da? O, C, B. Este congruent cu unghiul O, D, A. Deci, din clipa în care ai constatat că pe baza a 3 din cele 6 ți-ai asigurat congruența triunghiului, atunci celelalte care nu le-ai luat în seamă că nu le-ai avut nicio șansă să vorbești de ele, reiese că ele vor fi congruente două câte două. Și în condițiile astea le scrim așa de fiecare dată. Toate celelalte trei sunt un element de la unul, un element de la celălalt. Adică latura de aici, cealaltă. Unghiul de aici, ăsta și cu ăsta a fost dovedit. Mi-au trebuit mie. Mi-am folosit. Celălalt rămâne. B cu A și C de cu aia e foarte important să înțelegem figură. Deci, insist pe ceea ce înseamnă potrivirea geometriei. Geometria pornește, dacă înțelegem cazul de congruență, din păcate, acum să spunem pentru David, am luat-o de sus în jos și da, nu se poate face niciodată. Da, el nu învăța. La tine, Daria, am vorbit despre congruența triunghiilor. Vorbind despre congruența triunghiilor, ai înțeles că sunt cele trei cazuri de congruență. Că luându-le, chiar merita să luăm triunghiul ăsta deoparte, mi-ai lăsat, să descompune figura. În triunghiul ăsta deoparte, în triunghiul celălalt deoparte, adică s-a făcut figura cam așa. Da, vedeți că e și 13. Mă opresc acum, da. Mă opresc. Dar așa trebuie să făcut. Vai figura asta și făceai triunghiul așa. Și triunghiul luăm în discuție. Triunghiul ăsta și triunghiul ăsta. Și triunghiul celălalt. Nu, că ții nu uită-l congruența. Deci triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta, luate deoparte. Despre cei doi putem spune. Figurile, ai obosit-o. Ai obosit-o. Dar luând deoparte și văzându-le așa, descompuse figura, iată că în efortul ăsta maxim pentru a ne face înțeles, trebuie să găsim ideile care se poate să rămână. Da? Pentru că ați văzut, iau, scriem ce e în ipoteză, fără să urmărească figura. Nu are nicio treabă, de acum îți spune, de acolo rezultă. Și de acolo rezultă, corect. Deci dați-vă ce problema am eu, iar. Da. Deci, făcând așa figurile în două etape, în două situații, paralel așa, descompus, atunci se vedea mult mai ușor. Așa, aglomerat, că nu se vede. Ne oprim aici. Nu uitați să dați like și share și să vă abonați la Prof. Online. La revedere!